Orașul Ținicolau Mare, în data de 24 noiembrie, a devenit epicentrul tradițiilor sârbești și al muzicii de tamburaș, găzduind două evenimente majore. Aniversarea a 15 ani de activitate a renumitei orchestre de tamburaș Batinii Beciari și cea de-a noua ediție a Festivalului Internațional Tamburița Câmpiei Bănățene. Dragi oaspeți, dragi spectatori, bine ați venit la cea de-a noua ediție a Festivalului Internațional de Tamburaș, Tamburița Câmpiei Bănățene și la jubileul de 15 ani al Orchestrei de Tamburaș Batinii Beciari. Evenimentul a adunat nu doar comunitatea locală, dar și un impresionant panel de invitați onorifici, printre care se numără domnul Ognean Crâstici, președintele Uniunii Sârbilor din România, și deputat în Parlamentul României și primarul orașului Ținicolau Mare, Dănuț Groza. Mă bucur că am venit astăzi aici, am mai învățat un lucru. De regulă sunt foarte atent la prezentatori și m-am bucurat să aflu că muzica tamburașilor, așa cum spunea domnul prezentator, se ascultă cu urechea și se aude cu sufletul. Într-adevăr, muzica sârbească, de-a lungul anilor, ne-a încântat pe toți cei din Banat, pe toți cei din Ținicolau, în ideea în care ne-am bucurat pe vremurile trecute și de televiziunea din fosta Iugoslavie, dar mai ales de muzica sârbească. Cred că nu este om, nu este, indiferent de naționalitate, că vorbim de români, de maghiari, de bulgari, de nemți, să nu se bucure de această muzică sârbească, să nu se bucure de tamburaș sau să nu se bucure de dansurile populare sârbești. Tuturor celor care și în seara asta ne-au adunat să admirăm această clădire în primul rând și să fim martori unui spectacol extraordinar de tradiție și obicei, vă mulțumesc că sunteți alături de noi în seara asta. Orașul Ținicolau Mare se mândrește cu o tradiție seculară a muzicii de tamburaș, amintind cu respect și admirație de peste 50 de maestri tamburași care și-au pus amprenta pe scena locală. Orchestra de tamburaș Batinii Beciari continuă tradiția tamburașilor din orașul nostru. A fost fondată în 2008 la inițiativa domnului Bata Raicici cu ideea de a aduna tineri muzicieni talentați pentru cultivarea și afirmarea muzicii de tamburaș la nivel de amatori. Iar astăzi, coordonatorul orchestrei este domnul Marco Bugarin. În cadrul festivităților a fost celebrată tambura, instrumentul muzical autentic care a definit viața culturală bănățeană de-a lungul ultimelor două secole. Nu există sărbătoare în Banat, de la nunți la botezuri și petreceri, în care să nu răsune acordurile vibrante ale tamburițelor. Muzica lor aduce împreună oameni de toate vârstele, disipând oboseala și supărarea, transformând momentele obișnuite în întâlniri pline de frățietate și camaraderie.
Festivalul a fost îmbogățit prin participarea a 13 orchestre de tamburași și grupuri vocale instrumentale din România, Serbia, Ungaria și Bosnia și Herțegovina, demonstrând că muzica transcede granițele și unește sufletele într-un spirit de sărbătoare. Reprezentanții ai mass media, membrii ai Consiliului Local și cuvioși părinți ai bisericii au fost de asemenea prezenți pentru a sprijini și a documenta acest eveniment cultural de înaltă ținută. Naše noći već zaboravila, zar je naše noći već zaboravila. Hvala vam od srca. Aniversarea orchestrei Batinii Beciari și desfășurarea festivalului Tamburița Câmpiei Bănățene nu sunt doar o demonstrație a vitalității tradițiilor sârbești în Banat, ci și o confirmare a rolului muzicii ca liant cultural în cadrul comunităților diverse și dinamice ale regiunii. S. Nicolae Mare continuă să fie un reper important pe harta culturală, consolidându-și astfel poziția ca centru de păstrare și promovare a valorilor autentice bănățene.